Au pornit în vizită la rudă peste Prut sau în vacanță, dar au fost nevoiți să aștepte în vamă mai multe ore. La punctul de trecere Sculeni, sute de mașini au stat practic blocate încă de dimineață. Orele au curs și mai greu pentru cei care au pornit la drum împreună cu copiii. Пятеро детей в машине, младший вот 10 месяцев. Мы как бы знаем, что с маленькими детьми до 2 лет мы как бы можем пересекать границу без очереди. Как бы с такими намерениями мы поехали, но оказалось, к сожалению, что вот четверо детей в машине, мы должны вот стоять ждать. Cât de mult stați în coadă? Două ore și tot nu mai ajungem la o biserică. Mă plictisesc. Foarte greu, foarte greu, mai ales cu copiii mici, mai avem încă doi în spate, este cam dificil pentru noi. Un copil mic nu prea poate să stea atâta timp într-un spațiu limitat. Plecăm la Sinaia cu vizită pe 3 zile copii, doar că o să fie de 2 zile după traficul de la Vamos. Până în Iași și înapoi, jumătate de zi o pierd numai pe drum, pentru o mică excursie. Regretul este și mai mare pentru cei care au pierdut o zi din vacanța mult așteptată. Cât? Trei ore? Da, trei ore stăm în cont. Cum vi se pare fluxul de mașini? Strașnic. E strașnic. N-am cuvinte. Unde plecați? Odihnă. Am rănat din timp și trebuia la ora 3 să ajungem. Ca să înțelegeți, mai avem încă 200 de kilometri și încă n-am ieșit din vamă. Am vrut să explorăm și ziua de azi, fie mai interesantă, dar o pierdem în vamă. Printre călători sunt și cei care revin în România, desigur, cu produse de casă din Republica Moldova. Ce aducem bun? Păi cozonacul de acasă și niște vin de la tata și cam atât. Cât timp ați stat în Moldova? O săptămână, că suntem copii mici, am avut un pic de vacanță. Cum vă pare fluxul de autovehicule astăzi? Infernal. N-am mai văzut, cred că, de când merg de 10 ani, de când traversez vama, n-am văzut niciodată atâta flux. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Sculeni și Leușeni-Albița. Actualmente, în cadrul punctului de trecere Sculeni, rândul este în jur de 2 km. Pe direcția ieșirii din Republica Moldova. În acest context, autoritățile de frontieră au suplinit numărul de angajați pentru a degaja traficul transfrontalier. Totodată au fost deschise toate arteriile de circulație posibile pentru traversarea cât mai operativă a frontierii, cât și se conlucrează cu autoritățile statului vecin în scopul degajării traficului. În comparație cu anii precedenți, traficul a crescut în jur cu 13-15%. Potrivit poliției de frontieră, la punctele de trecere Leova, Cahul și Costești se circulă în regim normal.